suntem la capitolul carte, l-aș invita pe prietenul de la Drăgășani, pe domnul profesor, să ne vorbească despre cartea dumnealui, pe domnul Buicescu. Tenta scrierilor domniei sale este religioasă. Da, e vorba de o carte cu Dumnezeu în fiecare zi. Aprecierile le-am făcut preot profesor universitar, doctor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă de Sibiu, care ființează de la 1786, prima de pe teritoriul actual al României, și printre care și un academician, Părintele Mircea Păcurariu, deși țin scor între ghilimele, au spus că este prima lucrare de acest gen, e vorba de calendarul creștin ortodox versificat. Am luat zi cu zi de la 1 septembrie, când debutează anul nou bisericesc, și până la 31 august. Fiecare sfânt, care l-am descris în versuri, în raport cu Domnul Iisus Hristos, ce a făcut El pentru Hristos, și implicit pentru semnul, pentru comunitatea creștină din care a făcut parte, și nu numai, prin extensie, pentru întreg creștinism. Cine va citi, ea există și la Biblioteca Centrală Universitară de la Cluj-Napoca, de la Bucuie și la Sibiu, la fel, la București, la Biblioteca Națională, evident, la Biblioteca Județeană la Slatina. Și mai departe, cititorii pot să... Atât și ce am spus, nu am spus de la mine, am spus de la criticii mei. De fapt, cărțile vorbesc de la sine, ele îl reprezintă pe autor ca și acele costume de epocă vor fi prezentate la rândul lor, ca și frumoasele tablouri din spatele meu. Îmi pare rău că stau cu spatele la ele, dar nu. Asta este starea lucrurilor. Rămâne ca cititorul să își dea cu părere despre cele scrise. Mulțumim, domnule profesor. Domnule profesor, mai rămâneți un pic. Sunteți prezent, nu știu dacă la oare la Drobeta, Tudor Severin. Cu această ocazie, vă rog să primiți această titlă pentru promovarea culturii și artei românești. Palatul Culturii Teodor Costescu, Asociația Culturală Ștef, unei patru. Vreau să vă răspund la întrebare. În plan literar artistic, prezența mea aici în premieră mondială, dar am fost de multe ori în scopuri turistice, în calitate de ghid, conducător de grupuri turistice. Am venit cu drag de atâtea ori. Nici când eram militar în termen, m-am scăpat, am făcut o școală militară sanitară la Oleanța și treceam frecvent aici. Școala polițială din Timișoara, telecomunicații, iar la fel făceam la rând. Mulțumesc tuturor și o să dăruiesc câteva cărți domnilor voastre. Și ca să nu se înțeleagă greșit că la Drăgășani merg numai de Crăciun și de Paști pentru vin, merg și de câte ori se comemorează marele scriitor Gil Micăiescu. O poezie, invitație. La ce invită creștinismul? Respectul nostru printre oameni se numește politețe, iar în apus e definit, mai elegant, drept gentilețe. Întregul meu comportament, sintetizat e prin cuvânt, din inimă și din gândire, arată ce de fapt e jur. De ne comportăm prin lume cu adevărat politicos, vom colabora cu lumea într-un mod armonios. Dar luați aminte, politețea să nu fie doar formală, să vină din interior și trăiți sentimentală, ce se exprimă vizibil în modul de a privi și în graba de a răspunde unui salut, de a trăi, nu fapte extraordinare, nu sacrificii absolute, ci tot ce trebuie făcut până la întreg, lucruri mărunte. Doar un cuvânt dacă rostești, dar sincer, cu seninătate, îndemn pe interlocutor la feedback reciprocitate. Când vezi unda reflectată, primești un calm interior de liniște și repornire către un cel superior.
Dar vorbirea violentă și necontrolat rostită duce la raporturi dure și o viață neliniștită. Purtarea nepoliticoasă provoacă nemulțumire și opoziție, dispreț, dar și multă reavoire. Evanghelia ne învață, deopotrivă și părinții, să dăm ce-i bun din inimă după o schimbare a minții. În viața de familie. În viața de familie. În viața de familie. Soțul să fie respectos, cum și-a iubit biserica Domnul nostru Iisus Hristos. Respectul să fie vizibil, nu trăi doar în ascuns, să-l simtă aproape de cum ne-a învățat Iisus. Multe familii nu sunt unite, iar unele chiar destrămate, pentru că au distrus iubirea din suflete și sunt izolate. Goniți iubirea cea de sine care induce egoismul. Trăiți în comuniune cum ne invită creștinismul. Privirile și tonul vocii din mediul tău familial influențează semenii și dau modelul social și modelează caracterul, dar și acel temperament ce-l vor avea copiii noștri ca fanion și fundament. Ele inspiră la tot pasul, dar să avem și prevederea că de dormind pot să distrugă respectul și încrederea. Sunt mulți care în această lume flămânzesc după iubire și după viață ideală de împreună simțire. Folosiți orice prilej, din plin să contribuiți, ca dând din fericirea voastră să fie și alții fericiți. Cuvinte de bunătate și priviri de simpatie, expresii de apreciere sunt un pahar cu apă vie pentru un suflet însetat ce așteaptă încurajare prin vorbe și fapte bune pentru a sa descoperare. Domnul Dincă, tot de la Slatina, care își prezintă două lucrări. Vin în fața noastră cu numele mele două cărți, nu pentru că este piesa de teatru pe care am jucat-o deja de 6 ori pe scenele din județul Olt și sperăm să avem o colaborare și cu acest Palat de Cultură. Ea este bazată pe un producare reală din anii 90. O să vă fac un scurt expozeu. Povestea reală este că într-o localitate orteană, când unul dintre primarii deja celebre din zona avea luptă cu frica sa, a venit un reprezentant al prefectului și i-a propus să participe la nunta respectivă și o delegație de americani care aveau diferite interese prin zonă și pentru a-i surprinde pe americani, a propus să se îmbrace toată populația care participa la multe costume naționale, să facă o figură frumoasă. Până la momentul în care apare prefectul ca să facă o ultimă verificare că veneau americanii, constată că mireasa, fata cumvarul, era foarte urâtă. Care e pentru care stabilesc împreună să schimbe mireasa cu una mai frumoasă. Și aleg în sensul ăsta o fată din ansamblu de rezale. De aici, sau pe baza acestei întâmplări, am țesut toată întâmplarea, toată piesa, am mai adăugat câte ceva pentru a crea modul de situație. În scopul de a crea o comedie frumoasă. Cred că a ieșit ceva frumos pentru că am văzut că publicul a reacționat de fiecare dată într-un mod măguritor pentru mine, trebuie să recunosc. Deci, cartea se numește Nuntă Înturcată. S-ar putea să am și posibilitatea să ajung la Severin cu unul dintre spectacole și atunci veți vedea piesa în integralitate ei jucată de Asociația noastră Culturală de Bucurezea. În ceea ce privește volumul de versuri, pentru că văd că aici și maestrul s-a înțeles că este tot geamă. Ieri a fost ziua mea de naștere și geamă sfint. E structurată pe câteva capitole. Mi-a făcut onoarea să-mi facă pe fața domnul Ion Andreiță, membru
al ministrilor și ziarul de marcă. De asemenea, o altă pe față a Senatului, doamna Ofița Lucașul de Pani, o poetă pe care o respect, plină de inspirație și de o anumită delicatețe, rar de o perioadă. Și dintre poeziile mele, vă rog să-mi permiteți să vă citesc o poezie de dragoste, o poezie patriotică și o poezie care privește relația mea cu Dumnezeu. Prin urmare, eu te iubesc. Eu te iubesc pentru ce ești, femeie. Nu-mi pasă că ești stea sau țintoare. Eu cred că ți-ai lăsat calea lactee să dăm-i viață și să împrăști istoare. Eu te iubesc pentru ce însemni, femeie. Nu că arăți într-un fel anume, pentru menirea-ți ca o odisee, să porți în pântec o întreagă lume. Eu te iubesc pentru ce faci, femeie. Ți-ascunzi durerea după legea firii, lumina ta scânteie cu scânteie, o împarți și alin durerea omenirii. Eu te iubesc pentru că ești, femeie. În lumea noastră tot mai activistă, de n-ai fi tu, de n-ai fi Dumnezeie, și clipa zilei noastre ar fi mai tristă. Una patriotică, să nu vă plictisesc. Ce aveți voi cu țara asta? Ce aveți voi cu țara asta? Ce aveți cu norodul ei? Lovivar în veci năpasta de tâlhar și de mișei. Ce comori avem noi oare încât ura să vă poarte să pândiți la drumul mare ca să ne loviți de moarte? Ce are țara mea pe lume, așa scund eu pismuiți? Ce râvniți la ea anume de umblați o jecmăniți? Poate că-i doriți pământul, dar și alții o făcură. Au trecut pe aici ca vântul și au plecat cu el în gură. Poate că ne vreți carpații, poate, dar să țineți minte, decât să ne vindem frații, poate vă să pot vorbinte. Poate vă doriți Ardealul cu de mult și doresc unii. Vă vom legui cu parul când ne-au învățat străbunii. Dunărea ne-a spus-o poate, cu a ei deltă minunată. O să îi redăm pe toate, însă doar pe lumea înaltă. V-ați întins spre noi stigmatul, v-ați impus spionii, furii, ca să ne conducă statul. Ați pierdut simțul măsurii? Neamul meu nu are frică. Când dușmanii vrea pieirea, tot românul se ridică să-l arunce cu securea. Și relația mea cu Dumnezeirea, Doamne, sufletul să-mi ierți. Doamne, sufletul să-mi ierți, curățindu-l de păcate. Părintește să mă cerți, că le-am săvârșit pe toate. Și să nu mă judeci aspru, ca cu o vindă, ca cu un pom. Că nu sunt nici sfânt, nici aspru. Sunt un amără de om. Mi-ai dat suflet să mă doară, să mă îndemne, să tânjească, să-l păstrezi ca pe o cumoară, să suspine, să intre. Mi-ai dat inima să-mi spurde, să se afundă nebunește și să-mi dea poveți absurde. Viața strece, deci iubește. Mi-ai dat trupul să se ceară, mântuia, atins, vrășit, să se teamă să nu piară insuficient de mine. Mi-ai dat ochii să absoarbă farme cu vieți, magia și iubirea lumii oarbă, să învețe bucuria. După atâtea daruri bune, mai dăm un semn și îți dau pace. Să mă ierți, te rog, stăpâne, pentru tot ce voi mai face. Domnul Nicolae Dincă, din partea Palatului Culturii Teodor Costescu și Asociației Culturale Ștef, Educaționale Ștef și Aniturii Ștef, o diplomă pentru promovarea culturii și alte românești. Vă mulțumesc!
am încercat să copiem câteva costume de epocă. Ele reprezintă, fac parte dintr-o piesă de teatru de Doctor Croitor de Dame, de Georges Faidot. Nu am ce să spun despre ele, decât că pot fi admirate sau nu. Vă mulțumim! Mulțumim! Pentru promovarea culturii și artei române, o diplomă de excelență. Să rămân, dați-mi voie să luăm. Îmi pare rău.